Lupta pentru salvarea altor vieți s-a transformat în lupta pentru propria viață. Avionul cu doctor pilotat de Adrian Iovan a aterizat forțat, ciudat și el a murit, parcă tot forțat de nepăsarea autorităților. O tânără studentă la medicină s-a stins și ea cu lacrimile înghețate pe chip. Cine-i de vină pentru cumplita tragedie? E dilema care macină o țară întreagă de 24 de ore. O catastrofă, ce să mai? O catastrofă, dacă nu era domnul Olar și cu pădurare aici cu ăsta, nu se făcea nimica. Hai, încetul. Ai grijă. Hai, grijă la scara. Unde carna tu locuiești? Haideți, vă rog, să-l întindem, da? Nu doar aeronava în care au plecat acești oameni este o epavă. Și cei cinci supraviețuitori care goneau să salveze vieți sunt distruși, parcă. Au plecat de la București 7, iar acum au rămas doar 5. Coșmarul zborului cu prețul morții lui Adrian Iovan și al unei tinere studente la medicină îi obsedează pe supraviețuitori. Doar o minune a făcut ca ei să rămână în viață. Intuiția lui Adrian Iovan de a ateriza forțat... Tango 111, puteți urca la 90? Și șansa pe care au primit-o de la oamenii simpli, un pădurar, câțiva localnici și salvamontiști. De aici de sus, de la Costești, de aici de sus, au găsit niște oameni. După vreo 3 ore și ceva. Deci niște localnici au reușit să-i găsească. Da, localnici și da. Ce să găsim? Suferință și durere. Erau încarcerați? Erau încarcerați? Da, domnul pilot. Cât a trebuit să-i cărați pe cei răniți până la drum unde i-a preluat utilajul? O 3 km. Vreo 3 km i-a scărat pe brațe? Da, prin zăpate, cu targă improvizată din lemne și o peteră. Domnii doctori erau disperați. Întreaga mărturie a celui care a ajuns primul la locul accidentului o ascultați puțin mai târziu, căci, dacă el nu era, în baza autorităților care nici după 5 ore de apeluri disperate nu au reușit să ajungă la avionul prăbușit, poate că toți supraviețuitorii ar fi murit cu zile. Noi am vrut să mergem să dăm o mână de ajutor. Și au reușit. La fața locului, agitația era de nedescris. Angajații Ministerului de Interne erau parcă depășiți. Este mai mult decât inadmisibil. Erau 4 telefoane pe care eu le-am comunicat la momentul respectiv, care puteau fi identificate pe GPS. Putea fi identificat clar! Întrebările curg, dilemele curg și ele, iar contradicțiile irită și mai mult, pentru că autoritățile nu au putut nici măcar să identifice locul, iar coordonatele erau și ele diferite. Dar asta trebuie să facem cât mai repede. Acum, dar uite că suntem... De atâta vreme nu mai informații să facem echipe de standard și... Cât v-a luat să ajungeți aici? O oră jumate, două, cam așa. Pentru că n-am știut locul exact. Am primit niște coordonate, am sunat la 112, nu ni s-a comunicat absolut nimic de genul. Am mers, pur și simplu am mers, da, la nimereală cum ar veni și până la urmă am auzit unde îi și... Oare cum a fost posibil ca timp de peste 6 ore să nu fie reperat avionul? Cum a fost posibil ca victimele să fie găsite de localnici în condițiile în care au existat mai multe convorbiri telefonice, chiar și după aterizarea forțată din cauza ceții? Cei de la STS nu s-au grăbit să dea explicații, însă există dovezi grave care arată coordonate total greșite despre locul prăbușirii. Așa au murit oamenii cu zile, pentru că la zona care se putea detecta aproximativ într-o oră, s-a ajuns după aproape 7 ore. Eu am făcut tot ce este domnește posibil să anunț toate sistemele de intervenție, comunicând ceea ce știam eu despre locul accidentului pe care mi-l comunica doctorul Radu Zanfir. Autoritățile se pare că s-au bazat iar pe soartă sau pe oameni simpli. Proastă organizare, când am ajuns acolo, numai noi și zăpada mare. Se putea face totuși ceva? Și dacă da, de ce nu s-a făcut? Iar dacă oamenii simpli se căiesc, autoritățile nu prea se simt cu musca pe căciulă. Aveți ceva să reproșați cuiva? Deocamdată nu, că n-am văzut elementele. Este adevărat că acea localizare s-a făcut cu acea precizie de 4 km pătrați? Aici, răspunsul găsiți la STS. E bine.